Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Gorjul a votat cu PSD. Un incident grav a avut loc la o secție de votare din Gorj. Pandurii a terminat anul pe ultimul loc. PSD a câștigat alegerile parlamentare în Gorj, fiind urmat de PNL și Alianța USR Plus, potrivit rezultatelor provizorii după centralizarea datelor din toate cele 331 de secții de votare. La Senat, PSD a obținut în Gorj 39,75% din voturile valabile exprimate, PNL 26,34%, Alianța USR Plus 8,56%, Alianța pentru Unitatea Românilor 7,89%, iar Pro-România 6,40%. La Camera Deputaților, PSD a obținut 40,27%, PNL 24,08%, Alianța USR Plus 9,12%, Alianța pentru Unitatea Românilor 6,88%, iar Pro-România 6,73%. Celelalte partide nu au depășit pragul electoral de 5%. Astfel, PSD Gorj are șanse să trimită în Parlament 3 deputați, respectiv pe Mihai Weber, Claudiu Manta și Dorin Tașcău, și un senator pe Cristinel Rujan. Totodată, PNL Gorj merge în Parlament cu Dan Vâlceanu și așteaptă rezultatul la redistribuirea voturilor pentru cel de-al doilea deputat și pentru locul de senator. În ceea ce privește Pro-România, organizația iese din cărți, întrucât la nivel central nu a reușit să treacă de pragul electoral de 5%. În Gorj, prezența la urne la alegerile parlamentare de duminică a fost de 37,30%, adică au votat 110.233 de alegători. Partidul Național Liberal a pierdut alegerile parlamentare la Gorj. Motivul pentru care gorjenii nu au mai votat liberalii este acela că formațiunea politică nu a ales candidații potriviți, crede Marcel Romanescu. Trebuie să schimbăm modalitatea de a face politică, spune președintele Organizației Municipale a Partidului, Marcel Romanescu. Acesta este de părere că liberalii au nevoie de aer proaspăt. PNL a obținut la Gorj cu aproximativ 15% mai puțin decât PSD. Trebuie cu adevărat să schimbăm modalitatea de a face politică și să încercăm în mare parte să nu-i mai păcălim pe cetățeni, adică să creștem sau, dacă nu avem în interiorul organizației, să aducem oameni de foarte bună calitate în Partidul Național Liberal, care ulterior pot să demonstreze că aduc acel plus de valoare de care aveam nevoie. Eu am spus întotdeauna, haideți să nu ne rezumăm doar la oamenii politici, indiferent că au făcut parte din PNL sau că i-am transferat pe ultima sută de metri din alte formațiuni. Haideți să ne raportăm la oameni, în primul rând. La oameni pe care poți să-i prezinți pe stradă și să le poți prezenta CV-ul cu mare drag. Sunt foarte mulți în Târgu Jiu. Sunt foarte mulți oameni care puteau astăzi să ne reprezinte cu cinste, fără ca să poate să fi făcut în viața lor politică. Cu toate acestea, Romanescu își felicită partidul pentru scorul obținut. Eu îmi felicit organizația pentru că știu cât de mult și-a dorit un rezultat bun la Târgu Jiu. Pe de altă parte, nu pot decât să-i felicit pe cetățenii municipiului Târgu Jiu pentru că ne-au demonstrat în 2 luni de zile că pot să facă diferența între oameni și partide. Adică de fiecare dată când li se oferă candidați pe care și doresc, votează cu candidații respectivi, în momentul în care li se oferă candidați care nu se identifică întotdeauna cu valorile de dreapta, nu acordă aceeași încredere pe care au acordat-o anterior. La Senat, PSD a obținut în Gorj 39,75% din voturile valabile exprimate, iar PNL 26,34%. La Camera Deputaților, Socialdemocrații a obținut 40,27%, în timp ce PNL a reușit să scoată un procent de 24,08%. Un grav incident a avut loc la o secție de votare din județul Gorj. Unui polițist s-a descărcat arma din dotare și geamul unității de învățământ pe care trebuia să o păzească a fost spart.
Totul a avut loc duminică în Gorj la alegerile parlamentare. Incidentul s-a petrecut în localitatea Truburea la o secție de vot când unui polițist care trebuia să stea de pază i s-a descărcat arma din greșeală. Glonțul a trecut prin geamul clasei, dar nu a nimerit pe nimeni, autoritățile urmând să constate faptul că polițistul a executat un foc de armă accidental în jurul orei 6 dimineața. Polițistul a fost înlocuit, iar cercetările continuă. Mai mulți gorjeni au fost reținuți la începutul acestui weekend. Este vorba despre 3 bărbați reținuți sâmbătă pentru 24 de ore pentru furt, dar și pentru că unul dintre aceștia a încălcat ordinul de protecție provizoriu prin care era obligat să nu ia legătura cu soția sa. Astfel că doi tineri de 23 de ani din comuna Jupânești ar fi furat din locuința unei femei mai multe scule electrice, dar și 2 butelii. Tot sâmbătă, un bărbat de 45 de ani din comuna Roșia de Amaradia a revenit la locuința soției, încălcând astfel un ordin de protecție provizoriu care îi fusese emis la data de 3 decembrie, doar cu o zi înainte ca acesta să fie reținut. La data de 4 decembrie anul curent, polițiști din cadrul postului de poliție Jupânești au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj doi tineri de 23 de ani din comuna Jupânești, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că noaptea de 13-4 decembrie anul curent, cei doi tineri ar fi pătruns într-un imobil situat pe raza comunei Jupânești, ce aparține unei tinere de 29 de ani din comuna Scoarța, de unde ar fi sustras un motofereastrău, 2 butelii, o bormașină, o autofiletantă, 2 gletiere și un recuperator de căldură din metal. La data de 4 decembrie anul curent, polițiști din cadrul secției 9 Poliție Rurală Novaci au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, bărbat de 45 de ani din comuna Roșia de Amaradia, bănuit de săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către o persoană împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a măsurilor instituite. În ambele cauze, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea activităților infracționale. Nu a fost finalizată încă ancheta care vizează personalul medical infectat cu COVID și care a părăsit secția boli infecțioase unde era internat. Este vorba de 3 doctorițe care nu se aflau în saloane la data unui control. Acesta a fost derulat de către Direcția de Sănătate Publică Gorj. La verificare a asistat și managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, Dumitru Vianescu. Comisia de verificare din Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu cercetează dacă angajații care erau de gardă și-au făcut datoria. Vor fi dispuse și măsuri în urma finalizării raportului de control. Va fi analizat și modul în care angajații serviciului de pază din Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu și-au făcut datoria. Municipiul Târgu Jiu a intrat de duminică în scenariul verde. Numărul de cazuri de coronavirus este în continuare în scădere atât la nivelul localității cu cea mai multă populație, cât și la nivelul județului Gorj. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Gorj, în municipiul Târgu Jiu se înregistra duminică o incidență de 1,44 de cazuri de coronavirus la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Este vorba de un total de 136 de cazuri în 2 săptămâni, din care 9 în rândul copiilor. Cele mai multe localități din județul Gorj sunt în scenariul verde. De asemenea, 17 comune și orașe erau în scenariul galben, iar 2 în scenariul roșu. Acestea din urmă sunt Stănești și Arcani, cu peste 3 cazuri COVID la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Este vorba de 3,68, respectiv 3,63 de cazuri de coronavirus. În Gorj, incidența a ajuns la 1,2 cazuri la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Uzina de agent termic și alimentare cu apă din Motru a primit de la guvern un ajutor în valoare de 5 milioane de lei. Este vorba de o subvenție a gigacaloriei pentru agentul termic furnizat populației din municipiu. Peste 6.000 de apartamente din Motru beneficiază de căldură și apă caldă în sistem centralizat. Uzina de agent termic și alimentare cu apă din Motru asigură agent termic în municipiu atât pentru asociațiile de proprietari, cât și pentru instituțiile publice și agenți economici. Societatea se află de 3 ani în insolvență și are de recuperat creanțe de peste 20 de milioane de lei, în principal de la asociațiile de proprietari. UATA Motru produce și energie electrică și beneficiază de certificate verzi. Chiar dacă situația financiară a comunei Turburea nu este una tocmai bună, Moș Crăciun, ajutat de autoritățile locale, a venit anticipat și de această dată, însă cu respectarea măsurilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19. Primarul Ion Bârcă spune că s-a luat decizia ca alături de personalul de la asistență socială cadourile să fie împărțite la fiecare elev care studiază în unitățile de învățământ de pe raza localității. Fiecare pachet are o valoare de 50 de lei.
o să trecem cu fetele de la asistență socială, trecem prin toate localitățile, sătucele care sunt ale comunei Tulburea și ne ducem la fiecare gospodărie și dăm cât un mic cadou. Na, pentru unii sunt binevenite. Pentru alții, care sunt o țiră mai bogății, nu o sunt. Sunt niște cadouri. Fie sunt pachete care sunt de 50 de lei pachetul, dar în limita posibilităților, ca de fiecare dată, vedeți, comuna Turbura e o comună mare, iar ca să putem să dăm așa niște cadouri substanțiale, trebuie să ai și niște sume. Dar asta e situația, ne punem și noi petecul după cum ne este sacul. Anul trecut, aproximativ 800 de copii au primit câte un pachet cu dulciuri. Consiliul Județean Vâlcea a semnat un nou contract de finanțare europeană pentru dotarea cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Mihăiești. Valoarea proiectului este de aproximativ 2,7 milioane de lei. Proiectul presupune crearea unor spații medicale mobile de triaj, diagnostic și tratament pentru pacienții suspecți de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Astfel se vor achiziționa echipamente medicale necesare pentru dotarea secțiilor spitalului și vor fi decontate cheltuielile cu achiziționarea de materiale de protecție și dezinfectanți. Și aici vom lua aparatură extrem de necesară, vom lua de asemenea tot ceea ce înseamnă echipamente și evident echipamente de protecție, dar și dezinfectanți. Este foarte important ca această perioadă grea să fie trecută în condiții de siguranță și mă gândesc aici la colegii, personalul medical, sanitar care lucrează în spitale, dar mă gândesc și la pacienți pentru că această aparatură îi va ajuta efectiv. Astăzi semnat contract pentru Spitalul din Mihăiești, bani europeni, fără niciun leu contribuție din partea Consiliului Județean, adică nu avem cofinanțare, toți banii europeni pe care îi aducem, 2,7 milioane de lei, sunt bani care vin fără niciun cost pentru vâlceni și pentru administrația din județul Vâlcea. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu al Consiliului Județean Vâlcea de sprijinire a sistemului sanitar vâlcean, în cadrul căruia a fost solicitată finanțare europeană pentru toate spitalele vâlcene în valoare de peste 3,5 milioane de euro. Supercom este unul dintre cei mai mari operatori din domeniul colectării și tratării deșeurilor menajere din România. Afacerea s-a ridicat mai ales în urma contractelor cu primăriile și consiliile județene din țară. Misiunea firmei este de a oferi servicii de salubritate la cele mai înalte standarde europene. Supercom este o companie cu capital 100% românesc și unul dintre cei mai mari operatori de salubritate din România. Compania își desfășoară activitatea în București, Cluj, Dâmbovița, Bistrița, Hunedoara, Cara Severin, Ilfov, Ialomița și Gorj. Supercom a intrat efectiv pe piața serviciilor de salubritate din județul Gorj pe 1 iunie anul trecut, când a devenit obligatorie colectarea selectivă a deșeurilor. Supercom a ajuns să preia serviciile de salubritate în 10 de localități din județ. În data de 2 decembrie, compania Supercom a câștigat licitații de 347,5 milioane de lei pentru servicii publice de salubrizare stradală și de zăpezire în Cluj-Napoca și 37 de localități din area orașelor Turda, Câmpia Turzii, Gherla și Dej. Tot aici, începând cu data de 2 aprilie 2021, Supercom va colecta și transporta deșeurile municipale și va deservi o populație de 230.000 de locuitori. Contractul în valoare de aproximativ 273,5 milioane de lei are o valabilitate de 10 ani. Pandurii Târgu Jiu iernează pe ultimul loc în Liga Secundă. Trupa gorjană a pierdut și meciul cu FCU Craiova disputat pe stadionul municipal. Pandurii a fost dominată clar în prima repriză când oaspeții au lovit de două ori bara. Totuși, gazdele n-au scăpat de gol, Marius Avram punctând în minutul 19 după o fază fixă. Partea secundă a fost mult mai antrenantă. Pandurii a înscris la câteva secunde de la revenirea de la cabine prin Steven Goma. Dolgenii au revenit în avantaj în minutul 60 când Albu a executat ca la carte o lovitură liberă. Gabi Dodoi a readus pe Pandurii în joc cu o finalizare de atacant veritabil în minutul 78. Finalul a fost interzis cardiacilor. Dodoi a ratat singur cu portarul în minutul 85, iar Craiova a plecat pe contraatac și a punctat pentru 3-2. La finalul meciului, antrenorul Călin Cojocaru a pus înfrângerea pe seama neșansei și arbitrilor și a declarat că diferența dintre lider și lanterna roșie nu s-a văzut pe teren. Jucăm fotbal, dar nu avem nici soartă. De exemplu, astăzi ați văzut, în loc să facem 2-1 noi, 3-2 noi, au făcut adversari. Prima repriză am început mai modest, au fost mai buni ca noi. A doua repriză cred că am fost
noi mai buni. Am și marcat de două ori, ne-am și creat multe, multe ocazii, dar din păcate nu vreau să spun de fiecare dată același lucru. Arbitrul le-a dat atâtea lovituri cât a fost nevoie să ne bage mingea în poartă. E frustrant pentru noi, muncim în condițiile care le știți. Cred că avem o atitudine, o atitudine extraordinară. Antrenorul cu portarii Valentin David a condus echipa adversă de pe margine. Fostul Pandur a declarat că râde cu un ochi, dar plânge cu altul. Un pic eram trist, să zic așa, că aveam nevoie de o victorie tocmai la Târgu Jiu, unde m-am consacrat ca antrenor. Fie și cu portarii și secund câteodată, dar meseria te face să te concentrezi și să-ți dorești binele echipei unde antrenezi. Regret enorm că s-a ajuns până aici încât să batem pe Pandurii Târgu Jiu și să o băgăm într-o situație foarte delicată, însă mă bucur pentru echipa mea, FCU Craiova. FCU este campioană de iarnă, iar Pandurii a rămas cu 7 puncte după 15 partide. Viitorul Târgu Jiu își continuă parcursul excelent în Liga Secundă. Trupa lui Flaviu Stoican a obținut o victorie extrem de importantă în ultimul meci al anului și a urcat pe poziția secundă în clasament. Gorjenii s-au impus cu 2-1 pe terenul formației CS Mioveni. Oaspeții au început meciul foarte slab și au primit gol chiar în minutul 3. Alexandru a respins greșit un balon în careu, iar Bogdan Rusu a înscris cu capul din careul mic. Impulsionați de golul primit, jucătorii Viitorului au dominat clar restul reprizei și au reușit să puncteze prin Andrei Dragu în minutul 34. Elevii lui Stoican au început mai bine și actul secund, iar Marius Cioiu a obținut un penalti pe care tot el l-a transformat în minutul 53. Ambele tabere au avut ocazii mari până la finalul confruntării, dar tabela a rămas neschimbată. Cu 26 de puncte acumulate în 14 meciuri, Viitorul stă la 4 puncte în spatele liderului FCU Craiova și poate rămâne pe locul secund în campionat în funcție de rezultatul meciului Dunărea Călăraș-Universitatea Cluj. Ultima partidă a anului în Liga Secundă se joacă marți 8 decembrie. Trupa gorjeană este neînvinsă în ultimele 5 runde, în care a contabilizat 4 victorii. Constantin Rădulescu va sprijini în continuare echipa de handbal SCM Râmnicu Vâlcea. Președintele Consiliului Județean spune că va face tot ce ține de el pentru ca formația să-și continue drumul spre performanță. Echipa de handbal este o mândrie pentru vâlceni, iar Constantin Rădulescu spune că nu va lăsa ca această bucurie să fie umbrită de ambițiile politice. Atât cât îi permite bugetul și în baza prevederilor legale, Rădulescu a declarat că va susține această echipă. Eu, ca președinte al Consiliului Județean, iubesc și ca om, în primul rând, iubesc echipa de handbal, SCM Râmnicu Vâlcea, și în limitele alocațiilor bugetare vom susține și voi propune în continuare susținerea echipei de handbal și ne vom aloca și noi, Consiliul Județean, partea noastră de finanțare, repet, în condițiile legii și a alocațiilor bugetare pe care le avem. Această bucurie a vâlcenilor nu trebuie gândită politic și echipa de handbal, SCM, pe care eu spun că o iubesc foarte mult, și colegii mei o iubesc, această echipă trebuie să continue. Suntem în Liga Campionilor, vă dați seama, nici nu mă gândesc. Voi susține atât cât ne permite bugetul, cum am făcut și până acum, pentru că așa am făcut. De 2 ani am susținut echipa de handbal și vom susține în continuare cu posibilitățile noastre și cu respectarea condițiilor legale. Echipa de handbal este o bucurie pe care vâlcenii o merită și eu voi face totul ca și voi pune umărul ca această bucurie să nu fie umbrită de ambițiile politice. SCM Râmnicu Vâlcea este campioana națională a României la handbal feminin și deținătoarea cupei și a supercupei pe plan intern. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!